Administrația de Stat a Drumurilor atenționează conducătorii auto să se abțină de la deplasări, dacă acestea nu sunt strict necesare pentru a permite desfășurarea cursivă a lucrărilor de dezepizire în perioada 27-28 ianuarie, odată cu emiterea de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat a codului portocaliu de condiții meteorologice complicate în centrul și sudul țării și codul galben în nordul țării. În următoarele zile, pe arii extinse, vor cădea precipitații puternice sub formă de ninsoare și lapoviță. Pe drumuri se va forma ghețuș. Izolat va viscoli și troieni cu intensificarea vântului din nord până la 15-20 m pe secundă. Potrivit de, în aceste condiții, pe drumurile publice naționale se vor efectua lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și dezăpuizire. Administrația de stat a drumurilor recomandă conducătorilor auto să se informeze despre condițiile meteorologice Logice și starea părții carosabile a traseului ce urmează a fi tranzitat, conformându-se prevederilor regulamentului circulației rutiere în vigoare, referitor la echiparea autovehiculului cu pneuri corespunzătoare perioadei de iarnă și adaptarea permanentă a vitezei în condițiile de circulație. În cazul situațiilor de blocaj pe traseile naționale, pentru a solicita intervenție drumarilor, participanții la trafic pot apela în regim non-stop la numerele de telefon 225530 748961 și 060 477 117.